Județul Mureș se poate lăuda cu cele mai mari subvenții atrase în ultimii doi ani și a plătit fermierilor 54 de milioane de euro la cererea unică de plată pe sectoarele vegetal și zootehnic. Directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a reamintit într-o ședință a Colegiului Prefectural că în exercițiul financiar 2015-2020, APIA gestionează 82 de scheme de sprijin, iar județul Mureș se află pe primul loc la plata subvențiilor pe schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal la Lucernă, soia și sfecle de zahăr. Stăm foarte bine și în sectorul zootehnic, locul 5 pe țară și implicit și sumele acordate fermierilor. La suprafața agricolă raportată la anul 2017, am depășit comparativ cu anul 2016 având 105%, adică mult mai multă suprafață legată de cererile preluate și numărul de hectare eligibile depuse la apia. În județul Mureș, suprafețele nelucrate sunt tot mai mici, cauza fiind cei 10 ani de plăți directe efectuate prin apia. Fermierii au fost în acest astfel fel încurajat să înființeze culturi și să le diversifice. Circa 340 de euro este cuantumul final achitat de apia ca sprijin cuplat producătorilor agricoli care au cultivat lucernă în anul 2016. Inițial, în conturile fermierilor au ajuns 65 de euro pe hectar, iar ulterior au fost virați și restul banilor printr-un efort comun al apia și al Ministerului Finanțelor, care a depus măsuri cu caracter excepțional la nivelul trezoreriei București pentru ca banii să ajungă în conturile fermierilor. Suma alocată pentru 2016 culturii de lucernă este de peste 22 de milioane de euro, iar efectiv în cont fermierii primesc în lei suma de 1521 de lei. Printre condițiile obligatorii pentru încasarea acestui sprijin se numără folosirea semințelor certificate, dar mai ales dovada realizării unei producții anuale de minimum 15 tone pe hectar masă verde sau de 3,75 tone pe hectar la fân. Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă achitată fermier pentru campania 2015 a fost de 520 de euro pe hectar.